Extinderea rețelelor de canalizare, amenajare și termoficare este printre cele mai importante preocupări ale conducerii administrației publice locale din Cernavodă. Edilii încearcă să pună la punct infrastructura subterană a orașului până în anul 2016. A început un al treilea post de un PT, spunem noi, postul de distribuție a apei. S-au reabilitat două, până în momentul de față, trustul PT-14 și PT-11, și urmează Columbia. Deci este Columbia fiind una din zonele cele mai afectate referitor la termie, pentru că sunt blocuri care nu au fost curățate subsolurile și țeava a ruginit, s-au spart, n-a mai fost înlocuită și de pentru care a fost obsistată apa caldă. Noi venim în întâmpinarea lor și le schimbăm acum acele țevi și începem să introducem țevi noi în canale, drept pentru care fiecare cetățean în parte va avea apă caldă pentru la iarnă suficientă. Potrivit administrației publice, în acest moment rețelele de canalizare și termoficare cuprind aproximativ 75% din oraș, însă lucrurile se vor schimba în anii următori. Este un proiect foarte, foarte mare de încă 7 puncte termice în Cernavodă. Deci în curând Cernavodă va fi centralizată, să spun așa, termic și la case, peste tot. Deci nu mai va fi niciun cetățean în oraș care nu va beneficia de căldură. Proiectele deja sunt stabilite, deja sunt proiectate, să-i spun așa. Singura problemă a rămas să mărească capacitatea conductei care aduce agentul primar din centrală către posturile respective care trebuie să le amplasăm în teren. Edilii susțin că după încheierea lucrărilor, pe lângă confortul sporit, oamenii vor face și economii importante.